Vi se pare normal, dragi oameni buni? Ci cu 100 de lire amendă, dacă nu știi ce e în remorcă. Atât dau ăștia aici în port. Acum aflai și eu. Oare femeia asta mă minte sau există această regulă pe care, de care n-am auzit niciodată? Lucrez și eu cu porturile de ani de zile, dar niciodată n-am auzit de regula asta până acum. Deci 100 de lire amendă dacă nu știi ce e în remorcă. Spre exemplu, eu nu știu ce am în remorcă. Oului le spun, bă, am paleți. Este un job de palet rock. Ați văzut cum e la palet rock? Poate fi o bicicletă legată pe un palet. Poate fi, nu știu, dero. Poate fi food. Poate fi, eu nu știu, nu știu dacă în pietre. Palet cu pietre am văzut, palet rock, palet force, palet network. Cam același lucru fac, se ocupă cu paleți. Răspunsul, cred că, la întrebarea mea ar fi în felul următor. Paleți. Ce e pe palet? Poate fi orice. Deci, 100 de lire amendă dacă nu știi ce e pe paletă? Sau cum? Cum o dau ei? Că eu am răspuns la întrebarea ce, cu ce ești încărcat. Paleți, sunt încărcat cu paleți, da? Având în vedere că am răspuns la întrebarea că sunt încărcat cu paleți, pentru ce mi-ai dat amendă? Eu nu știu ce e exact pe paletul ăla, că poate fi orice. Poate îți răspund că sunt încărcat cu paleți, nu știu, cu... Habar n-am. Vi se pare normal această regulă sau cineva încearcă să mă mintă? Pe aici, pe partea dreaptă, trebuie să-l las. Pe 7 sau 8, zisă femeia, încerc să o bag în 7. Avea să o pun și în 8 inclusiv, dar încerc să o bag pe partea asta, pe 7. Hai că văd că ia cu metrul ăsta o remorcă și probabil bag eu pe asta în locul ăleia. Sau dacă n-am timp de el până o ia, o iei sus, man. Hai că mă duc mai în față, că poate găsesc eu un alt loc. Dacă nu văd eu, mă întorc și o las pe partea asta pe stânga. Mie nu mi se pare normal, să fiu sincer, să primești amendă. Hai că la văd că stă în spatele meu. Să primești amendă 100 de coco pentru că nu știi ce e în remorcă. Și interiorul portului. Cine îți dă amendă, practic, interiorul portului? Poliția? Aici e altă chestie care nu mi se leagă mie. Își dau așa de la port? Au ei puterea să te amendeze așa de la port? Sau există poliția portului inclusiv? Că mă gândesc că în afară de poliție nu e nimeni în măsură să-ți dea amendă. Ca idee, nu? Trebuie să fie un fel de poliția portului ca să poată să-ți dea amendă. Altfel nu mă gândesc cine ți-ar putea scrie o amendă. Știi? Și totuși mi se pare foarte dubioasă regula de a-mi da amendă pentru că eu nu știu ce se află în remorcă. Nu mi se pare o regulă dusă la biserică, dacă aș putea să-i zic eu așa, la această regulă. Da. Trebuia să ridic puțin din perne pentru o decuplare mai șmecheristică. Uite, vezi? Deci așa un pic din perne ca să faci o decuplare mai șmecheristică. Dar în primul rând tragi frâna de mână. După aia te duci încolo. Probabil au poliție aici în port care vine și nu știi. Sau tipa mă minți. Ca data viitoare să știu ce am în remorcă. Înțelegi? Se poate să mă fi mințit? Se poate să mă fi mințit și îți dă 100? Care ar fi motivul? Că trebuie să fie un motiv mai intermediar decât să nu știi ce ai în remorcă, gen. Da. Haide. La 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 la. Ha! Ha! Muncești o zi pentru voi, ha? Vreți să muncesc o zi pentru voi, să vă dau eu vouă amenzi? Sunteți nebuni, nebunilor! Riscul de a primi o amendă de genul, cred că...
Dar dacă ați păstit ceva de genul, v-a rugat să-mi scrieți, să ascultăm și noi sau să citim povestea voastră în legătură cu amendă 100 de coco pe motiv că nu știi ce ai în remorcă. Da? Un job e done. Da? Job done. Merge în momentul de față la jobul numărul 2. Se atrag Liverpool. Se atrag Birkenhead. N-avem aici Liverpool, bă? Aici? Halifax. Trebuie să mai bag o adresă. Trebuie să mai bag o adresă la favorite. Și să caut un postcod, în primul rând. Ce postcod avem? L21DB. L21DB. Favoriți ADD L21DB. Așa, și băgăm la country postcode, da, da. La nei băgăm Liverpool. E bine așa. Seattle Liverpool. Și acum mergem aici, Seattle Liverpool. Nu ștergem nimic, că nu, pe aici trebuie să intrăm. Mergem aici, băgăm așa. Seattle Stena Birkenhead, Seattle Liverpool. Bam, bam. Așa, da, dragă, nu că nu știam să merg, dar îmi place să știu cam câte mile mai am până acolo, în așa fel încât să am eu o idee cam cât mai fac și cam în cât timp sunt acolo. Eu nu sunt de acord cu asemenea amendă. Nu sunt de acord cu asemenea amendă, dragi oameni buni. Dar până la urmă, fiecare în curtea lui e șeful. Și în caz că un cheșul ăsta, după locomotiva asta, vrea să-ți dea amendă, probabil dă prin stație și vine un echipaj. Și probabil dacă ești și puțin arogant cu ei, îți dau amendă. Deci, putem să fim sau nu de acord noi cu ceea ce se întâmplă, dar de foarte multe ori nu avem de ales. Te pupă fratele tău, man. Nu avem de ales, trebuie să ne subordonăm regulilor de ordine interioară. Până la urma urmei, portul este un spațiu privat și totuși nu mi se pare normal. Cine îți dă amendă dacă e un spațiu privat ăsta? Cine are puterea să-ți dea amendă pe un spațiu privat? Are poliția autoritatea să-ți dea amendă pe un spațiu privat? Nu știu legea, dragi oameni buni, nu m-am confruntat cu din astea. O să mă uit să vedem ce ziceți voi în rubrica comentarii, dar mie nu mi se pare normal să-mi dai 100 de coco amendă pentru că nu știu cu ce sunt încărcat, spre exemplu. Ăsta ne bâzei, ne tufu buha. Pe aceea numărul de matriculare, luai cabrurile, aranjai în așa fel încât să n-am treabă. Stimă-vă.